Noul președinte al Organizației Municipale PSD Vaslui a fost ales în unanimitate de voturi, profesorul Valeriu Caragață. Desemnarea politicianului vasluian în fruntea acestei formațiuni politice a fost hotărâtă de socialdemocrați la conferința de dare de seamă și alegeri a Organizației Municipale Vaslui a Partidului Social-Democrat. Vineri seara, la sala de conferințe a Centrului de Afaceri din municipiul Reședință de Județ, a avut loc adunarea de dare de seamă și alegeri a Organizației Municipale Vaslui a Partidului Social-Democrat. Foarte mulți membri ai acestei formațiuni politice au ținut să participe la un eveniment important din viața de partid a socialdemocraților, la care au fost prezenți președintele Organizației Județene Vaslui a PSD, Dumitru Buzatu, președintele în exercițiu al Organizației Municipale Vaslui, Adrian Tighici, primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavel, deputații și senatorii PSD Vaslui și liderii de partid din municipiile Bârlad și Huș. Participanții au dezbătut în cuvântul lor problematica cu care se confruntă vasluienii și românii deopotrivă și și-au exprimat voința de a continua să fie cea mai puternică formațiune de pe eșichierul politic vasluian. Este extrem de important să reconsolidăm organizațiile Partidului Social Democrat, pentru că în 2024 ne așteaptă o luptă foarte, foarte serioasă. Noi, Partidul Social Democrat, am fost, suntem și vom fi cel mai puternic partid în România. Apreciez faptul că între noi văd figurile pe care le vedeam și atunci când am intrat în acest partid. Și mai mult decât atât, apreciez că văd figuri noi. Văd figuri de oameni tineri, ceea ce demonstrează faptul că ne asumăm identitatea. Am rugat pe toată lumea să fim uniți, să lucrăm împreună, să ne pregătim în 2023 pentru ceea ce va fi în 2024, pentru că în 2024 trebuie să funcționăm ca o cutie de viteze de tip nemțesc, dacă vrem ca social-democrația să-și poate spune apreta și viziunea asupra societății românești. Este că suntem într-un moment critic. Nu ca partid, nu ca țară. Cred că lumea este un moment, într-un moment critic. Pentru că politica e în faliment. Eu nu am auzit ca prin Germania, Anglia, Franța, să existe partidul USR, de exemplu. Sau AUR, de exemplu. Păi dacă tu n-ai nicăieri niciun corespondent undeva în lumea asta, dacă n-ai o linie pe care o urmezi, cât de important poate să fie partidul ăsta? Și de asta eu am apreciat și vă apreciez pe toți foarte mult că ați făcut o alegere bună, adică am ales toți un partid care are un vector politic important, vectorul de stânga. Înțelepciunea ne va conduce spre izbândă. Nu trebuie să răspundem la provocări. Nu trebuie să facem discursuri care nu prind, ci să încercăm să ajungem la sufletul omului. Să încercăm să fim cei care am fost întotdeauna alături de ei și la bine. După un maraton de dezbateri de câteva ore, a urmat desemnarea prin vot a noii conduceri a Organizației Municipale Vaslui a PSD. Cum Adrian Tighici, președintele în exercițiu a socialdemocraților din municipiul Vaslui, nu și-a mai depus candidatura pentru nou mandat, singurul candidat pentru această onorantă funcție a fost Valeriu Caragață. De asemenea, a fost stabilită componența Comitetului Municipal de Partid a PSD Vaslui. Eu vreau să vă mulțumesc, să vă asigur că, avându-vă pe dumneavoastră în spate, vom și reuși să continuăm această muncă politică, să o aducem acolo unde ne dorim. Aș vrea să asigur noua conducere la biroul, parlamentarii, la din județul Vaslui, Consiliul Politic, președinții de organizații locale și pe toți dumneavoastră că în mine veți avea un om deschis, așa cum este și partidul de altfel, un om deschis în, nu doar la dialog, ci la orice sfat, la orice idee pe care vine să ne sprijine activitatea noastră.